Am revenit, doamnelor și domnilor, astăzi, 1 martie, chiar de mărțișor. Postul Cine Maraton o sărbătorește pe marea regizoare de film, Elisabeta Bostan, cea care împlinește o venerabilă vârstă. Așadar, astăzi, pe Cine Maraton, veți putea viziona filme ca Veronica. Veronica se întoarce, Mama, Amintirii din copilărie, Saltimbacii sau Promisiuni. Și asta nu e tot. Prima TV este partener al festivalului Cine Copilăria, care se va desfășura în orașul Buhuș, orașul natal al Elisabetei Bostan. Despre acest eveniment vorbim chiar acum cu Andrei Giurgia, iar este directorul festivalului de care vă și spuneam. Bună dimineața! Bine ați venit! Bună dimineața! Mă bucur tare mult să fim în direct, împreună, într-o zi cu totul și cu totul specială, pentru că, da, astăzi, 1 martie, este ziua de naștere a doamnei Elisabeta Bostan, un nume de referință în cinematografia românească și, trebuie să-i spunem, la mulți ani, îi dorim multă sănătate. Să știți că nu se ascunde de vârstă, putem spune că astăzi face 91 de ani. Îi dorim 91 de ani! E chiar adevărată, da, expresia conform căreia putem spune 91 de primăveri. Așa este, 91 de primăveri. Să știți că noi, cei care organizăm acest eveniment la Buhuș, împreună cu primăria de acolo, mă refer la Asociația Artis, i-am făcut doamnei Bostan o vizită acasă, se întâmpla la începutul acestui an și vreau să vă spun că doamna Elisabeta Bostan are un tonus de invidiat și lucrul acesta ne-a bucurat tare mult. Și apropo de ceea ce spunea și dumneavoastră puțin mai devreme, iată, prin acest parteneriat și vreau să mulțumesc tare mult Cine Maraton, mulțumesc tare mult Prima TV. Imediat după această aniversare de la Buhuș, despre care o să povestim în minutele următoare, pe Cine Maraton se va difuza un interviu în premieră, un interviu în exclusivitate, pentru că noi de asta am fost acasă la doamna Bostan la începutul acestui an, să realizăm un interviu cu niște povești pe care nu le-am mai spus niciodată. Cumva cred că face logică, de vreme ce este imaginea unui festival care se va desfășura chiar la dumneai în oraș, cum s-ar spune, în orașul natal. Bun, ce n-am înțeles până acum, sau poate mi-a scăpat, când începe acest festival și în ce constă el? Pentru că, dincolo de orice și indiferent ce se întâmplă zilele astea, până la urmă, tot mai e pandemie. Da, e pandemie. Din păcate, la câteva sute de kilometri de noi e acest conflict pe care cu toții am dori să nu-l avem și să se termine odată. Festivalul se va întâmpla în perioada 5-6 martie, adică weekendul acesta, sâmbătă și duminică, la Buhuș. Mergem acasă la doamna Elisabeta Bostan. Vreau să vă spun că acest eveniment trebuia să se întâmple anul trecut, când doamna Elisabeta Bostan a fi împlinit 90 de ani. Din păcate, pandemia nu ne-a lăsat să desfășurăm acest eveniment, dar iată că noi ne-am încăpățânat și în acest moment putem desfășura evenimentul, bineînțeles cu normele și restricțiile în vigoare, dar va fi o sărbătoare. E un eveniment prin care doamna Elisabeta Bostan va fi sărbătorită. Va fi o reverență pe care toți cei cu care a lucrat de-a lungul timpului o să aducă această reverență chiar acasă la Buhuș. Vor fi foarte mulți invitați, se vor întâmpla foarte multe lucruri de acolo. Vreau să salut inițiativa primarului Zaharia, primarul orașului Buhuș, pentru că a decis și doamna Elisabeta Bostan în prima zi de festival, pe 5 martie, va fi declarată cetățean de onoare al orașului Buhuș. Casa de cultură de acolo va primi numele doamnei Elisabeta Bostan, deci iată câte lucruri importante se vor întâmpla. Bun, și pe lângă domnule Giurgia, mă scuzați că vă întrerup, dar aș vrea să știu, pentru că se pare că vremea nu o să fie tocmai prietenoasă în acest weekend. M-am uitat acum cât povestează dumneavoastră pe program. Și asta înseamnă că ar trebui să aveți în vedere ce fel de evenimente, probabil de acelea de interior, adică care sunt etapele, care sunt, ce se va întâmpla, ce vom vedea, unde vom vedea. Exact. Toate evenimentele se vor desfășura la Casa de Cultură, care din data de 5 martie se va numi Casa de Cultură Elisabeta Bostan. Vom viziona filme. E practic o retrospectivă din filmele pe care doamna Bostan le-a realizat de-a lungul timpului. Vreau să vă amintesc doar de filmul Veronica, care anul acesta împlinește 50 de ani de la lansare. După filmul Veronica o să vedem filmul Campioana. Duminică programul continuă cu filmul Mama, Zâmbet de Soare și Promisiuni. Și pe lângă toate aceste titluri, vreau să vă spun că sunt
și invitați care vor veni la Bohuș și vor vorbi despre personalitatea doamnei Elisabeta Bostan. Vreau să amintesc aici pe Izabela Bostan, fiica doamnei Bostan, cea care are rolul principal în filmul Campioana. Vine George Mihăiță, actorul Mircea Diaconu, Laurențiu Damian, profesor și președintele Uniunii Cineaștilor din România. Va fi prezent alături de noi și Bianca Brad. Vine și Manuela Hărăbor, Medea Marinescu va fi prezentă printr-o intervenție online. Domnul Titus Vâjeu de asemenea. Așadar, sunt foarte multe nume importante care vin special la Bohuș să o sărbătorească și să o aniverseze pe doamna Elisabeta Bostan. Din păcate, trebuie să spun acest lucru, doamna Elisabeta Bostan nu va putea face deplasarea la Bohuș, însă fiica domniei sale o va reprezenta cu drag, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Important e că cei care vor veni la festival, și sunt foarte multe ecouri și de la Bacău și din Iași și din Suceava și nu numai, vor veni acolo și vor putea vedea interviul de care vă povesteam și o vor cunoaște pe doamna Elisabeta Bostan. Asta este minunat! Asta este minunat, vă mulțumesc frumos și avem nevoie de un pic de relaxare în acest context. Neapărat. Mulțumim frumos, domnul Andrei Giurgea, pentru această chestiune. Și vă reamintesc exact ce spunea și invitatul meu, că astăzi pe Cine Maraton veți putea viziona filme ca Veronica. Veronica se întoarce, Mama, Amintiri din copilărie, Saltimbacii sau Promisiuni. Toate în regia marei Elisabeta Bostan, care îi spunem la mulți ani. Doamnelor și domnilor, va trebui să ne luăm la revedere, dar ne vedem mâine la ora 8. Stați pe Prima, se întâmplă lucruri importante.